Data 10 mai a rămas în tradiția românilor ca Ziua Națională a României Moderne, până în 1947, când a fost impus regimul comunist. De ziua aceasta sunt legate trei evenimente majore care au marcat istoria românilor. Primul eveniment este legat de depunerea jurământului de prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca domnitor al României, cu numele de Carol. Al doilea eveniment legat de 10 mai este promulgarea Declarației de Independență la 1877 de același Carol I. De asemenea, la 10 mai 1881, tot Carol I a fost încoronat ca prim rege al noului regat al României. Comuniștii au făcut tot ce le-a stat în putință ca românii să șteargă din memorie sărbătoarea de la 10 mai. În 1991, într-un interviu acordat în exil, regele Mihai I rememora momentul crucial de la 30 decembrie 1947, când comuniștii au pus mâna pe România. A venit Groza cu Gheorghiu Dâr și Groza mi-a spus, am venit să discutăm despre un divorț amiabil. Cuvintele lui. Și la întrebarea mea de ce înseamnă asta, mi-a pus cu nas și subințonul cuvânt simplu acest asagis act de abdicare. Alungarea regelui Mihai I din țară și preluarea puterii de comuniști este considerată a fi unul din momentele cele mai negre ale istoriei românilor. M-am dus în biroul meu, unde am aflat că telefoanele au fost tăiate, garda palatului a fost arestată și înlocuită cu soldați din divizia Tudor Vladimirescu. Casa a fost încercuită și de artilerie. În felul acesta, România a fost aruncată pentru 60 de ani în întunericul iadului comunist. Chiar și după Revoluția din 1989, regelui Mihai I i s-a interzis să vină în țară. Cu demnitate, a trecut peste umilințele la care a fost supus de regimul lui Ion Iliescu în anii 90. Ceva în spate ca să ai acolo care să fie serios. Și asta a fost credința care avem înainte de unul și asta m-a strânit în special și de la mama mea. E foarte, foarte puternic pentru mine asta. Și când sunt multe probleme astea dificile, ca și acum, dacă te razi, te gândești, să faci o rugăciune